Hei, bună, ce faceți, prieteni? Eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube și bine v-am regăsit din nou aici pe YouTube. Dacă o să spuneți că am luat-o cu capul, că încerc din nou, da, încerc din nou și cred în forțele mele și cred că de data asta va fi exact cum îmi doresc eu, cu multă ambiție, cu multă muncă și cu multă dăruire, voi ajunge cu acest canal de YouTube acolo unde îmi doresc. Și de ce am încercat din nou? Pentru că eu la începutul anului încă făceam YouTube și v-am zis și vouă, mi-am pus anumite targete pentru anul acesta și m-am chinuit și m-am ținut de fiecare steluță în parte să o aduc acolo unde îmi doresc eu și unde mi-am propus și la un moment dat de pagină scria și treaba cu YouTube-ul. Da, de treaba cu YouTube-ul eu nu mai m-am ocupat și trebuie neapărat să încerc, pentru că eu consider că a treia oară este cu noroc. Și de ce spun a treia oară? Pentru că prima dată am încercat în anul 2020 și am avut rezultate foarte bune și am fost foarte mulțumită, doar că am avut problema asta cu... mă plictisesc foarte repede. Și dacă m-am plictisit foarte repede, efectiv nu mă mai interesează de nimic. Am lucrat la treaba asta în lunile astea foarte mult și zic eu că am rezolvat-o. Iar în 2021 nu m-am lăsat de YouTube din plictiseală sau din nu mai știu eu ce cauză, nu. M-am lăsat pentru că efectiv nu îmi plăcea de mine sub nicio formă, nici rezultatele pe YouTube nu erau rezultatele pe care eu mi le doream, ținând cont că depuneam o oarecare muncă și un efort pentru, mai ales financiar, pentru a aduce YouTube-ul acolo unde eu mi-am propus, mai ales în Vlogmas. Am depus atâta efort financiar că ăsta a fost cel mai mult și am ajuns la concluzia că rezultatele mele n-au fost deloc pe măsură. Ori eu am avut așteptări prea mari, ori conținutul meu nu a fost de calitate, posibil și asta, ori eu nu transmiteam ceea ce trebuie. Și am zis acum că sunt pregătită să fiu cea mai bună versiune a mea aici pe YouTube și să vă prezint pe mine, așa cum sunt eu și cum mă știți și să mă axez foarte mult pe treaba asta pentru că îmi doresc foarte, foarte, foarte mult. Știu că am vorbit foarte mult, dar am lipsit și foarte mult timp și au rămas lucruri nespuse. Ce a rămas nespus a fost și chestia aia de la ultimul vlog când vă spuneam că o să vă spun vineri ce surpriză am. Voiam să vă spun că m-am apucat de cursurile de pensat, doar că aceste cursuri de pensat s-au intersectat cu o perioadă de depresie a mea și au fost făcute fix pentru a-mi putea ridica moralul și nu m-am regăsit deloc în cursurile de pensat, nu am răbdare. Mi-am cumpărat și toate materialele, voiam să vi le arăt, între timp le-am vândut pentru că nu a fost o meserie pentru mine, dar am încercat, m-am hotărât foarte repede că nu e pentru mine, dar am încercat, v-am spus. Și de atunci am zis, ok, trebuie să fac lucrurile pas cu pas și cu cap, pentru că dacă mă arunc numai cu capul înainte, nu o să ajung acolo unde trebuie și din contră pierd pe alte părți. Să lăsăm vorbăra aia și să începem să vă prezint ultimile produse pe care eu le-am testat. Nu sunt toate aici pentru că unele produse pe care le-am terminat, inițial le-am păstrat, iar apoi am hotărât să le arunc pentru că am zis că nu o să mă apuc curând de YouTube și n-are rost să le țin. Dar m-am gândit vreo două luni la treaba asta și într-un final am zis, ok, e momentul. Așa că haideți să începem. Nu sunt produse cumpărate acum, sunt produse cumpărate în ultima perioadă și vreau să vi le prezint pe acestea. Or să vină și vloguri cu alte produse cumpărate noi și tot așa, dar nu va fi un vlog numai cu unboxing, numai cu colete, nu. Va fi un vlog cu și despre viața mea și produsele care mie îmi plac și bineînțeles voi răspunde și la întrebările pe care voi mi le veți adresa și la ce curiozități aveți voi. Dar, haideți să începem. Prima dată vreau să încep cu acest cleanser pentru față, water gel, de la Neutrogena. Dacă știți, eu înainte îl foloseam pe cel de la CeraVe. Dar odată cu venirea verii, stați să vi le arăt, odată cu venirea verii, mi se părea că oarecum este mult, mult prea gras. Avea o consistență foarte grasă pentru căldura pe care o avem afară și nu am vrut să îngraș mai rău tenul, pentru că tenul meu este foarte uscat în același timp, dar foarte... mi-au apărut niște burbonele, niște coșuri și am zis, ok, trebuie să testez un cleanser care are o textură ușoară și în același timp hidratează. Și l-am găsit pe acesta de la Neutrogena, îmi place extrem de mult, sunt la a doua cumpărare
Și o să vă las eu prețurile afișate pe ecran și link către fiecare produs îl veți găsi în descriere, dacă le găsesc, pentru că nu este plasat acum comandă în momentul acesta, dar pe acesta sigur o să-l găsesc, că este luat de pe Notino. Nu este scump absolut deloc și este foarte, foarte, foarte hidratant și în același timp curăță foarte, foarte bine. Și să mergem în aceeași direcție, când mi-am cumpărat acest cleanser, mi-am cumpărat și crema de față, tot de la Neutrogena, pentru că și crema de față o foloseam tot pe cea de la CeraVe. Aceasta este, vreau să vă spun că este o cremă extrem de hidratantă, costă în jur de 60 de lei, miroase extraordinar de bine, îmi place foarte mult, ea este albastră așa, de fapt un vernil. Îmi place foarte mult, extrem de mult. Este și ea tot așa la doua recumpărare. Are și factor de protecție 25%. Ținând cont la ce călduri sunt acum afară, nu este de ajuns acest 25%. Trebuie un factor de protecție mult mai mare. Dar am zis că o să-mi cumpăr și eu înainte să plecăm în concediu. Momentan cât stau eu pe afară, mă ajută ăsta așa și așa. Oricum am început să am probleme cu tenul, nu știu exact de la ce, dar o să merg spre toamnă, când o să se mai liniștească căldurile, la un dermatolog, pentru că din câte știu eu nu este bine acum să aplicăm tratamente la față când este soarele atât de puternic. Deci aceste două produse de față mi-au plăcut foarte mult, o să mergem tot spre față cu un ambalaj de cremă care efectiv nu mai este nici măcar ambalajul pe el. Este o cremă pentru conturul ochilor, pentru cearcăne, aceasta este, nu se mai înțelege nimic, de la Revox. Nu știu dacă a făcut mare lucru, cred că a făcut același lucru ca orice cremă, decât că mi-a oferit un plus de hidratare pentru zona de sub ochi, pentru conturul ochilor mai exact. A fost în jur de 25 de lei, la fel o să o găsiți în descriere. Mi-a plăcut că a hidratat, v-a zis, mare lucru nu a făcut, Nu este să zici că mamă ți-a luat riduri sau ceva, pentru că eu nu am riduri, nici nu vă pot spune, măcar dacă este bună pentru așa ceva. Eu am luat-o fix pentru un plus de hidratare. Iar acum urmează anumite produse pentru... două produse de make-up și câteva produse pentru îngrijirea corpului. O nouă descoperire pe care o ador și îl iubesc și sunt dată și acum cu el pe buze, este acest gloss de la Fenty Beauty. Îmi place de nu mai pot și puteți vedea pe buzele mele cât strălucește, dar o să-l aplic puțin și aici pe mână. Are așa un aplicator extrem de mare, prima dată m-am speriat când l-am văzut. Și aceasta este culoarea. Strălucește, este și pigmentat și rezistă și este, nu știu, este divin. Și este nuanța Fussy 02. Este luat din Sephora. Îmi place extrem de mult și îl recomand. Am dat 90 de lei pe el, o să vă mai spun eu din prețul produselor la care mi le amintesc, dar la acesta știu sigur că am dat 90 de lei și mi-a plăcut extrem de mult și își merită bănuții. Nu este nici foarte lipicios, pentru că sunt anumite glosuri extrem de lipicioase pe care nu le suport, deci nu le suport, dar în ultima perioadă îmi plac glosurile și nu mai îmi plac rujurile mate, nu știu ce s-a întâmplat. Așa, trecem mai departe. O să vorbesc mult pentru că mi-era dor să vorbesc mult. Atunci când m-am apucat de pensat, mi s-a recomandat pentru fixarea sprâncenelor acest rimel de sprâncene de la Benefit. Acesta este. Trebuie să mă uit să mai am și baterie, că nu mai sunt învățată. Acesta este. Mi-a plăcut extrem de mult. Îl recomand cu toată încrederea. Fixează foarte, foarte, foarte bine sprâncenele, are un preț puțin cam piperat și o să vreau să testez și alte produse pentru fixarea sprâncenelor și să văd dacă chiar își merită banii. Este în jur de 100 de lei, chiar 100 și puțin, dacă nu mă înșel. Așa, acum am rămas cu toate produsele pentru corp frumos mirositoare. De pe Notino mi-am cumpărat acest gel de duș de la Dermacol. Mi-am cumpărat de fapt mai multe arome, dar acesta a fost preferatul meu. Este cu gref. Este 13 lei. Și când veneam de la sală și îmi făceam duș și îl foloseam, simțeam cum îmi revine fiecare, nu știu, părticică din corp la normal și mirosea atât de bine. Nu persistă mirosul pe piele. dar așa... de spălat spală bine, iar în baie parfumează, tătică, îmi parfumează de zici ce e asta. Acum urmează categoria Victoria's Secret. Pentru că în ultima perioadă am făcut o obsesie pentru cremele de la Victoria's Secret,
mi-am cumpărat. Am mai aruncat din ele, dar ce mai am aici, vi le arăt. O am pe aceasta, de la cupere. Sper să se vadă că în față am geamul, încerc să filmez la lumină naturală. Este cupere, dar miroase foarte, foarte, foarte bine. Efectiv, apară. Apară mai fancy, așa, mai... O pară de-aia de lux. Miroase foarte bine și îmi plac foarte mult produsele de la Victoria's Secret. Dar am ceva să vă spun. Nu hidratează. Ele miros foarte bine, se simt foarte frumos, foarte mișto pe piele, intră foarte bine în piele, dar dehidratat nu hidratează. Adică dacă ai corpul deshidratat și vrei să-ți hidratezi corpul, ele nu hidratează, doar îmi parfumează. Și eu fix pentru asta le iau, pentru că dacă vreau să-mi hidratez corpul, mi-o cremă de la CeraVe din aceea mare și hidratează sau un unt de corp, doar că acum nu este vreme de unt de corp. Și mai am încă 3 produse de la, pe bază de cremă. Este aceasta cu vanilie. Aceasta am folosit-o, dar este mai mult pentru sezonul rece, dar seara când mă puneam în pat, nu mai conta, mirosea extrem de bine. Este cu vanilie și un pic așa înnecăcios, să zic, dar îmi place. Îmi place foarte mult. Au o cantitate de 236 de mililitri și vreau să vă spun că eu nu le-am luat la prețul acela de 90 de lei bucata, pentru că așa este prețul. Am tot urmărit site-ul celor de la Victoria's Secret în ultima perioadă și am prins majoritatea produselor la reducere. Adică crema asta a fost în jur de 30 de lei sau ceva de genul ăsta. Și... Adică, nu știu, să dai 90 de lei pe o cremă care nu e nici hidratantă, mi se pare un pic exagerat, dar sunt mare fană Victoria's Secret. Și am și noroc că le prind la reducere. Aceasta, sincer, n-am înțeles prea bine cu ce este, cu nisip, cu ceva de genul ăsta, dar vreau să vă spun că atunci când mi-am plasat comanda, m-am speriat un pic. Dar miroase foarte, 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 foarte bine. Și aceasta am luat tot la 30 de lei și are aceeași cantitate de 236 de mililitri. Iar pe spate, acum văd, are niște puncte pentru locații, cred. Da, 34,8697 grade la nord, Sedona. Cred că este, sunt niște coordonate ale acestei locații, habar n-am. Și eu mai am pe aceasta cu nectar, de fapt cu valuri de nectar sau ceva de genul ăsta. Miroase extrem de bine, aceasta este preferata mea și vă recomand din tot sufletul. Deci aceasta este preferata mea. Acum că vă prezenteam astea, mi-am adus aminte că și clipul trecut, adică primul meu vlog în care m-am reapucat de YouTube în septembrie anul trecut, au fost tot cu produse de la Victoria's Secret. Ce drăguț! Și mai am 2 spray-uri de corp. 1. Un shimmer și celălalt rașul. Aceste două produse sunt geniale. Pe ăsta l-am confundat cu altul, dar miroase și acesta foarte, foarte, foarte bine și îl folosesc și ca parfum pentru că persistă, iar pe acesta îl folosesc fix ca sclipici de corp, pentru că o să vă arăt acum. Efectiv, are un sclipici atât de frumos. Sper că vă dați voi seama. Dacă nu, credeți-mă. Deci, îmi place atât de mult, are niște particule atât de fine și în același timp atât de proeminente și îmi place, adică îmi place când ies afară să fiu plină de sclipici, să sclipicesc. Îmi place să sclipicesc? Și mai am 3 parfumuri acum. Am acest parfum de la Avon. Acest parfum îl foloseam când aveam 18 ani și anul acesta l-am primit de la mami și efectiv mi-a adus aminte... De acea vârstă și l-ador și îmi place extrem de tare și am și crema de corp de la el pe care am terminat-o. E Avon Lucky Luck for Her. Din câte știu eu, are și pentru bărbați. Și cred că este la un preț destul de accesibil, 80-90 de lei pe acolo, dar persistă și miroase extrem, extrem de bine. Pare mi se că stare încântată de toate produsele de aici, dar da, chiar sunt. Iar pe acesta l-am primit de la o prietenă și... Vă spun sincer că imită Scandal, parfumul Scandal. El se numește Candid, apă de parfum și este un parfum arabesc. Dar miroase exact cum miroase parfumul acela Scandal. Miroase foarte bine și persistă. Persistă foarte mult timp. Iar acum am o mică chestie, de fapt două chestii și cu asta voi încheia pentru că rămân și fără baterie. Este vorba de acest parfum Montale, intens cafe. Deci, am fost la Pensat și acolo
fata care mă pensează pe mine, deci când a intrat, am zis că leșin cum mirosea parfum. Și acesta este. De fapt, să vă spun cum l-am comandat. Mi-a spus că ea l-a comandat după notinu și este în jur de 400 de lei. Sinceră să fiu, eu mai am parfum acasă, mai am o groază, pentru că am tot primit parfumuri în ultima perioadă. Și n-am vrut să dau 400 de lei pe un parfum. Am zis, băi, hai să încerc la DMP sau la Bargello, poate au totuși o replică de la acele parfum, de la acest parfum. Nu am găsit, efectiv nu am găsit. Și am zis, ok, nu am găsit, nici nu mi-l comand. Și oarecum mă durea așa sufletul și ziceam, da, mi-l doresc, mi-l doresc, mi-l doresc, dar nu mi-l comand, nu mi-l comand, economie, Tenisa. Și am căutat, am căutat, am căutat, până am dat de site-ul, de fapt de site, da, de un site, cu parfumuri mult mai accesibile la preț. Ei spun că sunt și originale, dar tind să-i cred că sunt originale, vă explic imediat de ce. Am dat 160 de lei pe acest parfum pentru că este monstră de parfum. Este monstră de parfum care, de fapt, ar fi exact ca parfum, este de fapt parfum original, doar că este acea monstră de o pui în, la parfumerii să testeze clientul și nu se investește în ambalaj și în cutie. În ambalaj, da. Și de aceasta ar fi această diferență de preț. De ce vă spuneam că tind să cred că sunt originale? Pentru că ieri mi-am aplicat aici parfum și m-am spălat. Mi-am făcut duș, m-am dat și cu cremă de la Victoria și acum cine cunoaște cremele de la Victoria știu cum miros. Și el încă mirosea. Și am fost foarte încântată să văd și am zis, da, Denisa, asta da afacere. Este un parfum unisex care, să vă spun notele de vârf. Mie îmi place mult, mult, mult de tot. Miroasea cafea cu vanilie oricum. Dar vreau să vă spun exact notele de vârf. Într-adevăr, pe site parfumul este mov, al meu este maro, dar mi s-a spus de la bun început că nu se va investi, că asta înseamnă de fapt, aceste parfumuri nu se investește în ambalaj, de aceea sunt și mult mai ieftine. Imediat că vreau să vă citesc... Să vă citesc descrierea. Spune că încântă orice iubitor al cafelei. Eu nu sunt iubitoare de cafea, dar cu toate astea parfumul ăsta m-a cucerit. Parfum unisex potrivit pentru bărbați și femei. Radiază farmic, mai ales în lunile reci. Într-adevăr, asta voiam să vă spun. Este un parfum ce merge folosit iarna sau și vara, dar pe seară așa, foarte târziu, la o nuntă, mă gândeam eu. Tonuri intense de cafea proaspăt râșnită, completate de aroma paletelor de trandafiri. Treptat apare aroma gurmandă de vanilie și de moscalb, care împreună sugerează zahărul și frișca. Asta vreau să vă spun, este un parfum atât de dulce și atât de puternic în același timp, că de fapt pe mine, la început inițial, când l-am aplicat acasă, am zis, mamă, e cam tare, că mi-e plac parfumurile alea super, super, super dulci, dar am zis, sunt perfecte pentru soțul meu. Adică este perfect pentru soțul meu. Și după aceea, când a venit vanilia aia așa, deci nu vreau să știți cât de mult iubesc acest parfum, că mi l-aș comanda de 10 ori și de 10 ori l-aș termina și l-aș recumpăra, că îmi place de numai, numai pot. Mai ales că am căutat să mi-l iau la prețul acesta. Miroase genial. Iar acum mai am bombița. După cum vedeți, mai am părul până la umeri, puțin mai lung. De ce? Pentru că mi s-a ars, i-am făcut multe tratamente, foarte multe tratamente. Vă și spuneam că sunt o iubitoare a părului și pentru părul meu fac orice și dacă pot să-l ajut cu ceva, am să-l ajut. I-am făcut foarte multe tratamente, aproape lunar. Din martie are tratament lunar. Și cu toate astea tot a trebuit să-l tund, pentru că, bine, nu atât de mult, așa am ajuns eu cu el, pentru că am vrut să mi-l tund la fiecare tratament și am zis, ok, o să-l tund până o să fie un păr foarte sănătos, exact cum era înainte. De ce am ajuns cu el la tratamente și de ce am ajuns cu el să bag o grămadă de bani în el și numai tratamente și peste tratamente? Pentru că în decembrie eu mi-am asumat faptul că o să mă fac blondă și că automat părul blond este mult mai greu de întreținut și se și arde. Dar nu mi-am asumat că cineva o să-și bată joc de el și o să-l decoloreze de 2 ori pe lungime și o să mi-l ardă și nu o să țină cont decât de faptul că trebuie să iasă culoarea la final. Și în rest acasă că ajung cu el și mi se face exact cum era chestia aia de la porumb, mătația de porumb, exact așa mi se întindea. Mă rog, în fine, mi-am asumat treaba asta, nu m-a luat ea după stradă, eu m-am dus, dar mulțumesc Dumnezeu că mi-a scos-o în cale pe fata care mă face acum la păr și sunt foarte încântată și am părul foarte, foarte, foarte sănătos. Și mi-a recomandat o placă de păr
Steam Pod de la L'Oreal, aceasta este, de la Roventa. Într-adevăr, are un preț extrem de mare, dar pentru o placă de păr. Dar placa asta de păr nu arde părul. Este pe abur și mi-l protejează. Și uitați-vă puțin cât de frumos arată, cât de strălucitor este și cât de sănătos este. Pentru că părul meu și tuns nu mai arăta, nu mai stătea drept, nu mai stătea cu nicio placă. Iar placa asta de păr mi-a salvat situația. Este 1300 de lei sau 1500, nu știu sigur, pentru că eu am prins-o la reducere la 1300 de lei, dar vreau să vă spun că deși are un preț cam piperat, își merită toți bănuții și vreau să vă spun puțin despre ea. Uite, aici și arată și o să vă pun și eu poze, că mi-am făcut poze, părul meu neîndreptat și părul meu îndreptat cu această placă. Și vreau să vă citesc despre ea. Spune așa. Imediat să văd unde... Așa. Emiterea exclusivă de abur, 0,8 grame minut, debit de abur pentru păr de două ori mai netezit de la rădăcină până la vârfuri. Tehnologie dublă a plăcilor, acoperirea anodizată de rezistență mare și structură ce oferă presiune uniformă pe toată suprafața părului. Control termic inteligent, 3 setări de căldură de la 180 de grade la 210, controlat până la de 2 ori pe secundă pentru temperatura constantă. Nou, design 14% mai subțire, 37% mai ușor de față de versiunea Steam Pod 2, confort îmbunătățit, rezervor de apă inclus, da, până la 192 metri păr. Cordon rotativ 360 pentru bucle fără bătăi de cap. Aceasta este și aceasta este ea. Este o placă destul de mare și destul de babană, să zic așa, este foarte groasă și lungă și grasă. Dar este o placă pe care vi-o recomand de tot sufletul dacă aveți probleme cu părul. Ea vine aici și cu un pieptăn. Și mai venea și cu o sticluță mică unde puteam să umplem treaba asta de aici, rezervorul cu apă, dar nu o găsesc. Dar puteți face și cu seringa și cu absolut orice. Se umple chestia asta aici și dacă umpleți pasta, credeți-mă că va ajunge mie, mi-ajunge până la 3 îndreptări și mi-ajungea la 2 îndreptări și când aveam părul mai lung. Doar că eu de fiecare dată îl golesc, dar am aproximat și cam 3 îndreptări ajunge. Iar aici, imediat să am grijă, aici pe undeva, nu știu dacă o să vedeți voi, are butonul de pornit și butonul de reglare al temperaturii. Nu am încercat să-mi fac bucle, dar o să încerc. Îmi place foarte mult, părul meu arată foarte sănătos, am mai și potolit, nu mai stă așa frizi, dar v-am zis, indiferent de preț, pentru părul meu, orice. Pentru că întotdeauna mi-am dorit un păr lung și frumos. Acesta a fost vlogul meu de astăzi, mă bucur din suflet că am reușit să îl filmez. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe canalului meu de YouTube. Ne vom vedea aici luni, miercuri și vineri de 3 ori pe săptămână și în momentul în care o să am zile în care lipsesc, pentru că vor mai fi și zile din acestea, pentru că mai am și altceva de făcut, o să anunț, promit. Dar sper să ne ținem de treabă, am emoții. Vă mai spun încă o dată, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe canalului meu de YouTube, pentru că pentru mine ar conta foarte, foarte, foarte mult, m-ar motiva și mai tare. Vă aștept și pe Instagram, pentru că o să încep să repostez și acolo. Și ne revedem data viitoare! Vă pupăcesc! Mua!